Pepe Moreno și Vali Badea. Vali Badea trimite cu exteriorul piciorului stâng până la Mendoza. Nu știu dacă și-a propus acest lucru. Timișorenii au primit al 41-lea gol în acest campionat. Iată reluarea duelului dintre Bănel Nicoliță și Gigel Bucur. Și în reluare șutul fără preluarea lui Pepe Moreno, blocat de Vali Bădoi. 1-0 pentru Steaua, minutul 56. Respinge Pleșan. 4 jucători sunt în lotul stelei, ajunși în Ghencea. De la Timișoara, Vârșici! Șutul lui Vârșici, blocat de Ghionea. Steliștii trimit mingea, cred, Vali Badea a vrut să trimite intenționat în afara terenului, pentru că mingea l-a lovit în plin pe Ghionea după șutul lui Dare Vârșici. Iată reluarea. E adevărat, s-a ferit Ghionea. Jucătorul timișorean face semn că mingea ar fi fost blocată cu mâna, așa s-a văzut și la prima reluare. Dar cred că n-a fost decât un reflex al lui Ghionea din dorința de a se apăra în fața șutului puternic. În reluare încă o dată, golul marcat de Goian în minutul 48. Excepțional în duelurile aeriene. Marius Lăcătuș suferea prima înfrângere la Steaua, da, oprește mingea cu mâna. Oprește mingea cu mâna fundașul stelist. A trimis jucătorii de rezervă la încălzire și Dușan Uhrin. Marius Lăcătuș a făcut o modificare, una ce până acum pare să fie extrem de inspirată. Vali Badea în locul lui Petre Mari. Atacul dintre Neșu și Martinez. Chemată echipa medicală a timișorenilor pentru a acorda primele îngrijiri lui Martinez. Iată reluarea. S-au ciocnit cei doi. Iar în cădere, în cădere, Martinez își trage una lui Neșu. N-am văzut acest lucru. Sebastian Colțescu, câte astfel de lucruri trec nevăzute. Liberă pentru timișoreni, dar Vârșici este cel care execută Steaua cu toată echipa în preajma careului. Minge respinsă de Neșu până la Caramian. A intervenit acolo Mihăiță Pleșan, acum Gigel Bucur trece de Vali Badea, nu și de Neșu, care scoate foarte bine până la Mendoza. În centru este Pepe Moreno, ajutat de Neaga în partea dreaptă. Neaga bine plasat, primește Neaga față în față cu Milhazeș, ajutat de Bănel Nicoliță. Neaga, un dribling la marginea careului. Vali Badea, șutul lui Vali Badea scoate patrimon. Excelentă intervenția lui Patrimon. N-a fost ușor pentru portarul timișorean, mascat de doi dintre coechipieri. A văzut târziu mingea, dar a reușit să respingă corner. Scapă cu bine timișorenii la această fază. Rosici ridică mingea pe lângă Bănel Nicoliță, dar balonul este în afara terenului. Tot Bănel Nicoliță va arunca, sunt în careu Vali Badea, Neaga și Mendoza, vine acolo și Pepe Moreno. Rădoi,
pentru Mihăiță Pleșan. Reușește Pleșan, pasa lui Șroi pentru Gigel Bucur. Mai bine plasat Ghionea. Meșu pentru Pepe Moreno, pierde duelul aerian cu Brezinski. Caramian nu reușește să treacă de Bănel Nicoliță. Doi dintre fotbaliștii care aleargă cel mai mult în Liga 1. Respinge Luchin din fața lui Pepe Moreno. Apare Pleșan. S-a oferit acolo Martinez și Vârșiș. Pasa lui Pleșan. Bădoi bine plasat în fața lui Mendoza. Reușește să respingă, dar steliștii vor arunca de la margine. Neșu, fenta lui Neșu în fața lui Bădoi, încă o fentă, dar mingea vine pe dreptul, reușește centrarea, nu reușește însă preluarea Pepe Moreno, iar Neaga este în offside. Intră la poli Timișoara Ionel Ganea. După ce a jucat la Dinamo și Rapid, cum poate fi întâmpinat Ganea aici în Ghencea? Primește în schimb banderola de capitan de la Artion Caramian. Da, riscă Dușan Uhrin, a scos un mijlocaș și a introdus un atacant. Centrarea lui Mendoza pentru Pepe Moreno. Doi spre Gigel Bucur. Ghionea trimite în afara terenului. Minge recuperată de Martinez. Șutul lui Martinez pe lângă poarta lui Zapata. 6 jucători ai Stelei erau acolo și doar 3 fotbaliști ai Politehnicii Timișoara. Bănel Nicoliță, Ovidiu Petre, Pleșan și Emegara sunt 4 fotbaliști care au ajuns la Steaua de la Poli Timișoara, toți internaționali. Sigur, și la Timișoara au ajuns din Ghencea, Bădoi sau Ștelian Stancu. Chiar Bădoi a respins acum și n-a făcut-o deloc bine. Pierde ușor acolo Vali Badea. Pasa lui Șroi spre Gigel Bucur. Respinge Goian până la Caramian, ajutat de Minhaze și în partea dreaptă, în poziție bună, este Rusici. Ganea departe de poarta lui Zapata. Pasă pentru Caramian. Driblingul lui Caramian. Centrează Caramian. Șut. Gol! Gigel Bucur aduce egalarea. Cred că este primul șut spre poarta lui Zapata în această repriză secundă. Da, mingea a fost ținută în teren.
plasament greșit, trei fundași ai Stelei stăteau undeva în fața porții care nu țineau niciun adversar. Încă o dată, a câta oară de admirat fantasticul efort al lui Artiom Karanian. Câți fotbaliști ar fi ajuns oare acea mincea? Gigel Bucur aduce egalarea într-o perioadă în care timișorenii nu păreau să aibă forța să pună în pericol poarta lui Zapata. Steaua, Poli Timișoara, 1-1. Steleștii primesc al cincilea gol în acest campionat pe teren propriu. Minutul în Ghencea, 1-1, Steaua, Poli Timișoara. Goian a deschis scorul pentru echipa lui Marius Lăcătu și a egalat Poli Timișoara la prima acțiune periculoasă în repriza secundă. Al 15-lea gol marcat de Gigel Bucur pentru Poli Timișoara. Nu mai marcase din prima partidă jucată de Poli Timișoara în 2008, în deplasare cu Pandurii Târgu Jiu. A fost și o bună perioadă accidentat. Ganea joacă totuși cam pe același post cu Dare Vârșici în spatele lui Gigel Bucur și al lui Rusici. Chiar el a câștigat acum în fața lui Vali Badea. Pentru Rusici această minge, preluare cu mâna, îi face semn lui Savaniu cum că ar fi preluat cu umărul. Da, e hands. Alunecă Neșu acolo, deviază din cădere. Rusici, Ganea și acum Martinez dintr-o bucată pentru Rusici. Pasa lui Bădoi, Rusici, Rădoi. Deviază Mirel Rădoi pentru Vali Badea. Șutul de la distanța lui Vali Badea. Pasă greșită a lui Goian, intervine Karanian acolo, stă la pândă Rusici, în stânga este Gigel Bucur, primește acum autorul golului timișorenilor. Pierde în fața lui Bănel Nicoliță, cer un faul timișoreni, este un jucător căzut în jumătatea Stelei. Karanian se încinge partida, niciun cartonaș nu a arătat până acum Sebastian Colțescu. A fost faultul lui Milhazeș asupra lui Bănel Nicoliță. Trei jucători ai Stelei sunt în careul timișorenilor. Acolo este Șiroi. Nu va fi decât o repunere din colțul careului mic. Pantilimon este cel care va relua jocul din colțul careului mic. Steaua Timișoara 1-1. Vă spuneam, Steaua Timișoara nu s-a mai terminat la egalitate în Ghencea de 6 ani. Mai pregătește o schimbare Marius Lăcătuș la marginea terenului. Lovin, pătrunderea lui Pleșan, respinge Bătoi până la Șiroi. Acum Neaga pentru Pepe Moreno și vinge respinsă de Miloș Brezinski. Iese Mendoza, da, n-a fost una dintre partidele bune ale lui Mendoza. Dar parcă avea sarcini ceva mai ofensive decât Lovin. E adevărat, să vedem unde va juca Lovin. Probabil că Pleșan.